Ce ne pregătește nou limitul așadar? Nou limitul o să pregătească extraordinar de multe evenimente, foarte mult pentru pe partea de club, pe partea de techno, pe partea de house, pentru tineri. Foarte. Techno la Buzău? Da. Da, electro, techno, va urca foarte mult. Crezi că trendul e de suavizare a poveștii, de îmblânzire a muzicii de club, cu multă voce, mult ritm? Exact. Pe partea asta, tocmai din cauza asta, sunt două locații, una lângă cealaltă, este despărțit doar de către o ușă. Și aici, în Club Cafe, avem o locație cu 120 de locuri. După fiecare seară de vineri și sâmbătă, după ora 23, se transformă în club. Chiar aici, în spatele meu, vedeți pupitrul de DJ. În seara asta o să fie... Două invitate, două DJ-ițe. O să fie o surpriză pentru clienții noștri. Cine sunt ele? La Buzău. E o surpriză. Da, bine, mă, adică gata, e surpriză. Că e surpriză, surpriză să rămână. Limit, avem pe cineva în seara asta sau rămânem la varianta rezident doar cu Sorin? Avem rezident Sorin. Extreme și Raul și DJ Fane și aici avem cu tot o seară specială, adică este despărțită în două, exact ce spuneai. A dus după Pascal. Pascal a fost acum 3 săptămâni la After City și va urma peste 2 săptămâni, în fiecare sâmbătă. Aici veți avea parte de evenimente cu DJ invitați. Sâmbătă la No Limit invitați. Sâmbătă în Club Cafe. În Club Cafe, evenimentele ținem doar în Club Cafe. Cu toți invitații cu care sunt foarte bun prieten cu Hupca, Ionuț. Și lucrez foarte bine cu băieții care sunt foarte iubiți în Buzău. Adrian Eftimie, Rosario Internullo, Pascal, Pascal, inclusiv DJ Cotan Pascal. Junior. Da, exact. Și multe, multe altele. Foarte multe lucruri. Care loc în parte, muzica să fie cea care te atrage în locul respectiv. Care face diferența dintre cele trei locații? Cele trei locații, corect. Invitați la pub. Vor fi? A gândit Rodica povestea asta? Trupe, artiști, pentru că... Trupe. În general, trupe gen VAM, Holograf, Iris, tot timpul am avut concerte de gen... Direcția 5, toate concertele se vor ține în Tessens Pub. No Limit, Cafe Club și Tessens Pub, trei locații care, vă repet, din această seară își redeschid porțile pentru această perioadă rece, toamnă, iarnă, primăvară 2017-2018. Punem prezentării de aici, de la Buzău. Adi, încă o dată, mersi mult. Nu mai contempla atâta orizonturi, mai rămâi și cu picioarele pe pământ. Picioarele pe pământ. Multă baftă în continuare și cu Brasseriu. Mulțumesc din suflet, să știi că am nevoie de multă baftă pentru că am foarte mult de muncă. Papa bun la Brasserie, acolo la Adiță. Asta a fost povestea de aici, de la Buzău. Punem punct, luăm o scurtă pauză, după care, negreșit, hai mergem, hai hui, prin țară. Cum de altfel, v-am obișnuit. După pauză, revenim. Vizionare plăcută!
Thank you.